Dragi frați și surori, vă salut din nou cu prilejul gândul zilei de această vineri. Am avut astăzi de citit partea a doua a capitolului 17 din Faptele Apostolilor, unde Pavel, în cadrul celei de-a doua călătorie a sa misionară, ajunge la Atena. Această experiență din viața apostolului ne poate învăța și pe noi cum să ne raportăm la propria cultură din poziția de credincioși, mai ales când cultura nu este vădit ostilă. Pavel ajunge la Atena după ce este izgonit din pricina Evangheliei din Macedonia de sinagogile propriului său popor. În acest pasaj însă, Luca își concentrează relatarea pe interacțiunile dintre Pavel și neamuri, nu evrei. Pavel ajunge astfel în centrul culturii grecești și în orașul în imitația căruia Roma în sine și-a construit cultura. Mai mult, după cum vedem și în textul de față, Pavel însuși fusese educat în cultura ateniană. Apostolul însă nu este mișcat de cultura orașului, ci mai degrabă mâniat de idolii care împânzeau toată Atena. Cu toate acestea, Pavel nu se lasă îndrumat de mânia sa, ci începe să vorbească cu toți cei pe care îi găsește în Agora. Luca îi descrie pe atenieni oarecum în paralel cu locuitorii Ierusalimului. Dacă cei cu care creștinii aveau de-a face între evrei erau fariseii și saducheii, aici îi avem pe epicurieni, cei care considerau că zeii sunt prea departe ca să aibă vreo importanță în viața pământenilor, o prefigurare a ateilor de astăzi, și pe stoici, cei care își căutau o iluminare internă care să-i facă să-și transcende existența fizică. Spre deosebire de evreii din Macedonia, aceștia sunt dispuși să-l asculte pe Pavel și chiar sunt destul de curioși încât să-l ducă pe acesta la Areopag, o stâncă înaltă din centrul Atenei, de unde Pavel putea să aibă o audiență cât mai mare. Nici chiar această curiozitate, totuși, nu impresionează pe cei doi apostoli, având în vedere că Luca ne spune aparent în zeflemea că atenienii nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună și să asculte ceva nou. Cu Pavel iritat de idoli și Luca disprețuind vanitatea atenienilor, ne-am așteptat la o măsură de foc și pucioasă din partea apostolului. Însă acesta nu procedează așa. Pavel își pune deoparte aprinderea și își începe discursul prin a remarca pioșenia atenienilor, fie aceasta și într-un mod sarcastic. Mai departe, el îl introduce acestora pe singurul Dumnezeu cel viu, ca pe Dumnezeul necunoscut la care se închină aceștia. Pavel, deci, le atrage atenția acestora asupra lucrului pe care ei și-l doreau și pe care el îl putea oferi, cunoștința. Mai departe, Pavel chiar se arată el însuși cunoscător al culturii ateniene, citând din proprii lor poeți. Începe astfel prin a cita pe Epimenide, a cărui versuri reconstruite mai târziu de un episcop ar suna astfel: Ți-au întocmit un mormânt, ție, cel mare și sfânt, cretanii, care îl considerau pe Zeus muritor, se pare, întotdeauna mincinoși, brute rele, pântece leneșe, dar tu nu ești mort. Tu trăiești și rămâi pe veci, căci în tine avem viața, mișcarea și ființa. Continuă apoi Pavel, citându-l pe Arad, care spune că suntem toți din neamul lui Dumnezeu și astfel Dumnezeu este totul, în totul și în toate. Dumnezeul despre care era vorba, despre care vorbeau ambii poeți, este evident Zeus, Dumnezeul Tată al Olimpului. Ca atare, Dumnezeul despre care le vorbește Pavel atenienilor nu mai este un oarecare Dumnezeu necunoscut, ci devine tocmai Zeul lor cel mare, despre care Pavel le spune că ei nu știu nimic și că el le poate propovădui adevărul cu privire la el. Dumnezeu, le spune el, este atotputernic și stăpân peste toată suflarea, contrar ideilor epicurienilor, și nu le promite oamenilor o viață spirituală în eter, ci o înviere în trup, contrar speranței stoice. Propovăduirea învierii, Evanghelia căreia avem și noi harul să ne dedicăm viața, arată că curiozitatea tolerantă a atenienilor este la fel de deșartă ca zelul din afara planului lui Dumnezeu al evreilor din Macedonia. Singura cale adevărată către Dumnezeu nu este nici zelul, nici pioșenia, ci harul lui Dumnezeu, care, de altfel, a ajuns la măcar câțiva dintre atenieni prin propovăduirea lui Pavel. Prin propovăduirea lui putem
să învățăm și noi ce ni se cere. Astfel, când biserica este sub o suprire vădită, cum a fost în fostul regim, putem poate mai lesne să vedem că noi suntem chemați să ne purtăm crucea ca pribegi în această lume. Însă atunci când biserica are un timp de relativă pace, așa cum este până la urmă astăzi, la noi și la vest de noi, începem uneori să avem o noțiune că, având în vedere că noi îl avem pe Dumnezeu de partea noastră, ar fi cazul ca societatea să fie cu minte și să se structureze după cum îi învățăm noi. Însă Pavel realizează ceva. Lumea de acum nu este a noastră, iar noi suntem doar pribeși prin ea. Ce este al nostru, însă este viața veșnică și părtășia cu Dumnezeul cel viu, pe care le avem mai mult decât orice pentru a le vesti și a le împărți mai departe. Mântuirea noastră este un dar care nu ne dă motivul să ne mândrim sau să ne simțim superiori. Iar noi fiind vizitatori în lumea lor, a celor fără Dumnezeu, și nu viceversa, noi trebuie să ne exprimăm mesajul ca atare, să realizăm cine suntem și unde suntem. Pavel spune în Corinteni, căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor, ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei care sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără de lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos. Ca să câștig pe cei fără lege, am fost slab cu cei slabi, ca să-i câștig pe cei slabi. Am făcut totul tuturor, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Suntem astfel chemați să iubim și să mijlocim pentru aproapele nostru, cei care încă nu au viață veșnică. Ce altfel ar însemna să fim o preoție aleasă? Să ne ajute astfel Dumnezeu să trăim cu adevărat dragostea la care am fost chemați și care ni s-a arătat și nouă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!